Hai, spune-ne poveste. A fost o tată ca niciodată. Un o citești capra cu tăieși. Capra s-a dus în pătură. Am venit capra în pătură. S-a așteptat că capra cu tăieși dă-mă muncă. Și capra a spus să nu deschise și ușa, că vine mă muncă la ea. Lupul a stirat ușa, că lupul a venit lupul, că lupul a stricat din casă lui capra, că a venit capra, că a venit capra, o să spui, măi, că tu să deschizi ușa, că a venit mamă și ești mic, nu deschide ușa, că nu e mamuca și când a deschis ușa, has, am mâncat-o. Și pese, pleacă de aici, că am venit capra și cântă frumos. Te ies, cucuies, ușa mami te scuies, că ma baba tu ce vă vânce, vânce, roapte-o mare, top de sare, în spinare. Că a venit mami, a deschis ușa mic, că a deschis ușa, ai dat un pașele la mama, că a venit mami, spui capra. Măi, a venit lupul și a mâncat și șișorii mei, că dai că să arăt eu lupulețe, că a făcut capra mare, am mâncat toată mâncarea, că a căsit, că s-a topit scaunul de seara, puf, a căsut un capră. Că capra a ieșit, mă scoate-mă de aici, că nu iau și lupul a spus, nu te scoate aici, că mi-ai dus și tu și tu, amica ieși mei. Și că a deschis ușa, nu mănâncă niciodată ieșișorii mei. Că a deschis, că el nu mai poate, nu prea se deschide. Mami, la capra nu prea, dacă lupul a găsut un capră, dacă mami a setat-o, peste burt. Că a deschis ușa, a mâncat-o. Că el a plecat toate frumos. Și am încălecat. Așa m-a fost o feste așa. Și am încălecat o căpșună și am o feasă mișună. Bravo! Aplauze pentru Anais Bobeică, povestitoarea noastră. Dă-ne un pup. Bravo! Mulțumim frumos! Stai că a venit ploaia în capul meu. Ha 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 ha!